Omul nu merge cu fața spre viitor, cum se crede. El merge cu spatele și ca un vârsta, știi, vezi, merge așa și ramează și vede trecutul, dar viitor nu-l vede. Pe când dacă e la cârmă acestui vas unde lucrează, e unul acolo care din când în când se uită, atunci acela vede din când în când o invenție și asta este dezvoltarea. Marie-Marie Coandă se naște la București în 7 iunie 1886. Tatăl său, capitanul Constantin Coandă, era profesor la Școala de Drumuri și Poduri. Mama era o franțuzoaică din Bretania, Aida Danet, fiica medicului lui Napoleon al III-lea, Gustave Danet. Constantin Coandă era militar de carieră, luptase în războiul de independență și se mândrea cu originile sale oltenești, descindea din neamul craioveștilor, înrudindu-se cu Tudor Vladimirescu și Ian Cujianu. Henri era al doilea copil al familiei. Îi vor urma încă 5 frați și surori. Până la 13 ani, urmează cursurile Liceului Sfântul Sava din București, după care este pus în fața unei prime alegeri. Când eram la sfârșitul anului, la clasa 3-a de liceu, tatăl meu mi-a spus, zice, acum ai trebuit să alegi. La noi obiceiul este, ori rămâi la moșie, la țară, ori devii militar, ori devii diplomat. Tânărul Henri alege să devină militar. Va merge la școala fiilor de militari din Iași, pe unde trecuse și tatăl său și pe unde avea să treacă și fratele său mai mic, Petre. Toți trei vor fi șefi de promoție. Relația lui Henri cu tatăl său va fi puternică. Generalul Coandă avea să-l susțină neclintit, atât moral cât și financiar, pe tot parcursul vieții. Am avut noroc, un mare noroc în viață, că am avut un tată. Un tată cum a fost generalul Coandă, care a fost nu numai un tată, a fost un prieten pentru mine, un îndrumător. În 1903, Henri începe studiile la Școala Politehnică din Charlottenburg, Berlin. Aici primește vestea despre zborul fraților Wright. Aceștia reușiseră să se ridice în aer cu un avion de construcție proprie, catapultat de pe o șină de lansare. Omenirea intra în epoca aviației. Acei oameni care investeau în aviație și care își riscau viața erau priviți ca niște circari, poate sinucigași. Au murit unii, alții au îndrăznit mai mult, au zburat, au găsit teoria care stă la baza zborului. Când Forrest a inventat motorul cu patru timpuri, 2 ani după asta se făcea automobile, în 96, și am avut norocul să asist la această dezvoltare de la început. Și 10 ani după asta omul zbura. În 1905, la 19 ani, Henri lansează în aer macheta unui aeroplan cu ajutorul unei rachete. Experimentul are loc în dealul Spirii, la atelierele Arsenalului Armatei. După ce a plutit 300 de metri, aeroplanul a explodat. În anul următor, Traian Vuia reușește unul din primele zboruri autopropulsate din istorie, la Montesson, lângă Paris. Henri își continuă studiile la Institutul de Electricitate Montefiore din Liege și apoi, din 1909, este studentul primei promoții a Școlii Superioare de Construcții Mecanice, Aeronautice și Frigotehnice din Paris. În 1910, tânărul Henri Coandă avea 4 diplome de inginer. Era însă la fel de pasionat de sculptură și violoncel. La Berlin cântase cu orchestra imperială. La Paris frecventează atelierul lui Rodin,
unde îl întâlnește pe Brâncuș. Rodin, care era un soi de dictator, noi eram toți discipli lui, dar Brâncuș nu. Brâncuș era o personalitate. În 15 octombrie 1910 se deschide la Paris cel de-al doilea salon aeronautic internațional. Erau expuse monoplane, biplane și un elicopter. Aeroplanul care atrage toate privirile este cel care are aripile din lemn și nu are elice. Era primul avion cu propulsie reactivă din lume și avea să fie cunoscut drept Coandă 1910. Oamenii s-au învârtit în jurul lui și păreau mirați, nu semăna cu alte avioane. Avionul Coandă este carenat. Nu are suprafețele acelea flexibile din pânză pe care le aveau avioanele dinainte. Portanța este creată mai ușor, deci și puterea motorului pentru a-l împinge este mai mică. Presa vremii nota că cea mai curioasă și ingenioasă particularitate a aeroplanului lui Coandă consta în înlocuirea elicei cu un turbopropulsor, înfășurat într-un soi de capotă, sub care se afla motorul de 50 de cai putere fixat chiar în fața pilotului. Gazetarii scriau că avionul lui Coandă era revelația salonului și că ingeniozitatea biplanului nu era egalată decât de amabilitatea inventatorului său de numai 24 de ani. Coandă 1910 avea să fie rezultatul a 4 ani de cercetări, primele desene datând din 1906. Aparatul a fost nu numai conceput, dar întreg construit de mine, atât motorul cu reacție, cât toate detaliile avionului. Și că am pus 3 ani să-l fabric. Odată ce salonul își închide porțile, Coandă decide să testeze noul său avion. O va face în 16 decembrie 1910 pe aerodromul Issy-les-Moulineaux de lângă Paris, pilotându-l el însuși, deși nu mai zburase până atunci. Am văzut atunci că flăcările, în loc să iese în linie directă de la reactoarele în afară de fuzilaj, s-apropiau în mod foarte periculos de acest fuzilaj. Mi-a fost așa de frică încât nu m-am ocupat de altceva decât să reduc benzina în acel moment. Zidurile Parisului veneau înspre mine cu iuțeală enormă. S-am tras de comenz, s-a ridicat aparatul aproape drept în sus, a alunecat o aripă și am căzut. Mi-am spart câțiva dinți și s-a terminat experiența. Ari este falit. Avionul a ars. Nu știe de ce flăcările s-au prelins pe fuzelaj. O va afla abia peste 20 de ani. Între timp, începe să comercializeze alte brevete. Marmură artificială, pulverizatoare și sania cu reacție. Va putea finanța astfel un al doilea avion, de această dată cu elice, Coandă 1911, cu care va participa la concursul de la Reims. Presa va nota că avionul purta în el concepte care îi vor asigura inventatorului un renume bine meritat. Și englezii vor remarca acest biplan și îi vor oferi postul de director tehnic la uzinele British Airplane din Bristol pentru a produce avioane cu elice. Aici va fabrica până în 1915 avioanele biplan Bristol Coandă. Din 1912, acestea vor intra și în înzestrarea armatei române. Aviatorii noștri din primul război mondial au învățat să zboare pe avioane construite de Henry Coandă. În 1913, Coandă propune Consiliului General al Departamentului Alpii Maritimi să-i se acorde concesiunea unui drum de fier aerian. Era vorba de avioane care urmau să circule pe rețele de cabluri cu viteze de până la 200 de km pe oră. A venit însă Marele Război. Primul război mondial îl va ține departe de țară pe tânărul de 28 de ani. Henri va lucra pentru armata franceză. Construiește avioane cu autonomie de zbor din ce în ce mai mare. Instalează armament la bord, cum ar fi lansatoare de bombe și tunuri fără recul. A
Acasă, regele Ferdinand I îi încredințează generalului Constantin Coandă președinția Consiliului de Miniștri. El ordonă mobilizarea generală și reintrarea României în război de partea Antantei. După capitularea Germaniei, guvernul Coandă își depune mandatul în favoarea lui Ionel Brătianu. Constantin Coandă fusese părtaș astfel la facerea Marii Uniri. După război, Henri Coandă participă la reconstrucție. În 1918 construiește prima casă din elemente prefabricate din lume. În această perioadă începe să fie preocupat și de noi materiale de construcție, brevetând betonul lemn, care va fi folosit de arhitectul Ioan de Berindei în anii 20 în construcția noului palat administrativ de la Iași. Apoi, la 20 de ani după ce era să-și piardă viața pilotând propriul avion, are o revelație. În 1932, obosit, venind de acasă, am luat o baie lungă, când îmi plac mie băile foarte lungi. S-a trebuit mult în baie și mă jucam cu picătura de apă care ieșea din robinet. Și odată văd că picătura a venit de-a lungul degetului. Și subconștientul care lucrase în mine în timp de 20 de ani, odată. Doi ani mai târziu, Coandă brevetează procedeu și dispozitiv pentru devierea unui fluid într-un alt fluid. Procedeul va fi consacrat mai târziu de profesorul Albert Metral ca efectul Coandă, fiind descris ca tendința unui jet fluid de a sta atașat de o suprafață convexă. Orice jet, în momentul când debușează în atmosferă, iese după o linie dreaptă, pe drumul cel mai scurt. În momentul când îi atașez un perete, el nu mai merge drept, el se lipește pe perete. Bentley, care era trăsurile Bentley și care e un prieten al meu, mi-a spus, asta este un aparat care permite scurgerea gazelor de eșapament așa de repede că trebuie să meargă la mașină. Am pus pe mașină și, într-adevăr, am sporit puterea motorului cu 53%. Astăzi, efectul Coandă are aplicații de o diversitate uluitoare, de la aeronautică și automatică până la medicină cardiovasculară. Anul descoperirii efectului Coandă este însă și anul în care moare cel mai apropiat prieten, tatăl său. În 1945, înainte ca războiul să fi luat sfârșit, presa franceză specula că americanii vor investi sume colosale în avioanele cu reacții ale lui Coandă. Un an mai târziu, Coandă este invitat în Statele Unite. Americanii erau interesați atât de transportul de mare viteză prin tuburi, cât și de farfuria sa zburătoare, aerodina lenticulară. Am să caut să fac un aparat care să poată să zboare, să se deplaseze fără piesă mecanică în mișcare. Și de atunci lucrez la așa zise farfurii zburătoare. Dar mai am 5, 6, 7 ani. Coandă brevetează aerodina lenticulară încă din 1932, perfecționând-o timp de 40 de ani. Din 1956 până în 1958, Coandă lucrează atât la faimosul Institut de Tehnologie din Massachusetts, MIT, cât și pentru armata americană, coordonând activitatea laboratoarelor de cercetare. Avionul din 1910 s-a transformat în timp în aerodina lenticulară. Forțele aeriene americane au dezvoltat în anii 50 proiectul Avro, al unei aerodine lenticulare care funcționa pe baza efectului Coandă. Proiectul a fost desecretizat în 2012. În anii 50 și 60, Coandă face risipă de imaginație. Construiește în Golful Persic un tank uriaș subacvatic pentru depozitarea petrolului, astfel încât navele nu mai trebuie să acosteze în port. Construiește instalații de desalinizare a apei de mare pe baza energiei solare. Proiectează blocuri cu 4.000 de apartamente, folosind un sistem original de grinzi. Din anii 60, regimul de la București se interesează de Coandă. Ceaușescu a insistat foarte mult să fie adus Coandă. După câte mi-aduc eu aminte, au fost numiți câțiva generali care s-au ocupat să-l aducă pe Coandă în România.
În 1967, Henri Coandă face prima sa vizită în România după cel de-al doilea război mondial. La cei 81 de ani ai săi, are parte de o primire impresionantă. Își revede sora, vizitează barajul de la Bicaz, Iașul primei sale tinereți și merge la mare cu soția sa, Margareta. La simpozionul care îi este dedicat, participă oameni de știință din întreaga lume. În întâlnirea pe care o are cu Nicolae Ceaușescu, Coandă discută termenii revenirii sale definitive în țară. Voi sunteți oameni, domnul Ceaușescu, linia Constanța-Galați. Asta voi să fac pentru trenul pneumatic. Voi să fac sistemul de extracție a petrolului și pe urmă, încetul cu încetul, voi să văd renașterea viații noastre. În 1969, Coandă revine definitiv acasă după mai bine de 60 de ani de peregrinări. Ceaușescu îl numește consilier principal pentru probleme de știință și tehnică la Consiliul de Stat cu rang de ministru. Dezvoltarea aeronauticii românești îi se datorează în bună măsură. S-a luat decizia atunci ca aviația românească să renască și să se dezvolte cât se poate de puternic. Eu am prins exact această perioadă când Henri Coandă a venit în țară. Am intrat la Facultatea de Mecanică, secția aeronave la Politehnica Bucureșteană în 1971. În același an, acea secție s-a transformat în facultate de sine stătătoare. În 1967, o comisie decide să se fabrice atât avioane cu reacție, cât și avioane de școală mai mici, mai simple, pentru armata română. Henri Coandă pune o vorbă bună la Rolls-Royce, pe lângă foștii săi colaboratori de la Bristol, pentru ca România să primească motoarele Viper, care vor echipa avioanele militare. A fost un fel de portavoce a Guvernului României, pe lângă marile firme și guverne occidentale, pentru a putea achiziționa tehnologie. Casa, construită de tatăl său în 1910 pe bulevardul Lascăr Catargiu, numărul 26, urma să devină o casă a gândirii românești, care să îi reunească pe cei mai înzestrați tineri ai României. Era un soi de pepinieră de genii. Aș vrea ca omul să poată să gândească liber, completamente. Ceaușescu a vrut însă ceva mai concret, așa că în loc de Casa Gândirii s-a realizat Institutul Național pentru Creație Științifică și Tehnică, INCREST. A venit la facultate, ne-a luat în ordinea mediilor și a zis ăștia primii, da, merg cu mine. Era un tip, în orice caz, extrem de jovial, era extrem de prietenos, vorbea numai despre viitor. Cred în viitor și cred foarte mult în tineretul român, pentru că am impresia că băieții sunt, cum să spun, mai curați decât tineret de aceeași vârstă în străinătate. Toate proiectele lui Coandă sunt prioritare la INCREST. De la aerodina lenticulară și transportul în tuburi vidate, până la instalațiile de desalinizare și avioanele supersonice. INCREST-ul ăsta a fost ceva între unitate de cercetare și unitate militară. El a avut pază militară și în structura, în incinta acestui INCREST, s-a dezvoltat programul aeronautic al României cu avioanele IAR-93, IAR-99, inclusiv IAR-S, acel faimos avion supersonic care urma să fie făcut. Coandă avea o prestanță deosebită chiar și în fața lui Ceaușescu. Și cuvântul lui era bine înțeles și de șeful statului, iar institutul s-a dezvoltat în spiritul ăsta. În iunie 1971 se face primul experiment privind transportul prin tub vidat la marginea Bucureștiului. Reușita duce la construirea unui tronson de 1,3 km la Mâneciu Ungureni. Am pus la punct un mijloc de transport a corpurilor solide cu viteze de 500-600 de km pe oră,
în tubă. Coandă își propune ca trenurile sale de mare viteză să parcurgă distanța București-Ploiești în doar 10 minute. Proiectul pentru vremea respectivă era perfect realizabil. S-a dezvoltat un sistem de transport în tub marfă. În principiu, eu mai mult de asta m-am ocupat. De transportul în tub persoane ne-am mai ocupat absolut ocazional. La sfârșitul anilor 80, Increstul realizase două stații industriale de transport prin tub vidat la Baia Mare și Caraurman. Astăzi, acestea sunt doar amintire. Coandă se bucură de admirația și respectul intelectualilor români. Este nu numai un adevărat geniu al științei, ci și un boier, unul din ultimii membri ai unei clase dispărute, pierdute prin pușcării și lagăre de muncă forțată. Este artist, este literat, este poet, este om de știință, mai mult decât toate, nu așa? Și care s-a realizat ca om de știință. Este un om excepțional. Regimul înțelege să îl folosească, fără însă a-l coborâ la gradul de tovarăș. Se evita cuvântul tovarăș, cel puțin în ședința respectivă, mi-aduc aminte, și toată îi dăm cuvântul savantului Coandă. Vineri seară, la Academia Republicii Socialiste România, reputați oameni de știință l-au felicitat pe savantul Henri Coandă pentru alegerea sa ca membru titular al Academiei. Vă mulțumesc pentru cinstea mare care mi-o faceți. Franța, a doua patrie, îi este recunoscătoare. Orașul pe care l-a iubit atât de mult, Parisul, îl sărbătorește la 60 de ani de la primul zbor cu reacție. Parisul a binevoit să mă sărbătoreze pe mine în cap ca cel de întâi care am făcut un aparat de care se servește lumea toată astăzi. În 25 noiembrie 1972, Henri Coandă moare la București, la 86 de ani. Mormântarea lui Coandă a fost în totalitate plătită de Increst. Și diversi tineri au avut responsabilități. Eu am primit însărcinarea să mă ocup de slujba religioasă de la Sfântul Iosif. Familia lui Henri Coandă lasă toată averea acestuia statului român, casa, pentru a deveni casă memorială, arhivele, lucrările de artă. Casa din Lascăr Catargiu 26 fusese donată statului român în 1969, iar în 1970 devenise muzeu prin hotărârea Consiliului de Ministri. În 1977 însă, după cutremur, Comitetul Central al Partidului Comunist o include în patrimoniul Ministerului de Externe. Astăzi este în patrimoniul Academiei Române. Acest imobil care a fost lăsat pentru a se crea un institut de gândire românească, o casă a gândirii românești, muzeu Coandă, muzeu pentru generalul Coandă și așa mai departe. E gol! La sfârșitul anilor 70, fiica savantului donează statului român toată arhiva tatălui său. Arhiva a avut un foarte mare ghinion. În 1977, la cutremur, toată lumea a aruncat tot felul de dispozitive, inclusiv biblioteca și arhiva lui Coandă, în curte. Imediat după aceea s-a luat măsura, au fost recuperate o parte din ele. Ce s-a mai putut recupera? Documente, obiecte, brevete, fotografii, planuri, rapoarte tehnice, reviste, scrieri, negative pe sticlă. A fost preluată de Muzeul Aviației și acolo ar trebui să se efectueze o inventariere a arhivei acestuia. Am văzut arhiva respectivă în 2009, brevetele, caiete de însemnări, multe calcule și multe schițe tehnice. Au dispărut mai multe lucruri de acolo și mai multe documente. Ideea de a reveni în țară și de a lucra pentru ai tăi. Omul ar trebui venerat pentru treaba asta. Henri Coandă, românul care a schimbat lumea, a trăit cu fața către viitor. Moștenirea sa ar trebui să fie mai bine prețuită.